Această camionetă a fost surprinsă de drumari după ce a fost încărcată cu piatră provenită din parapeții de protecție de la Rânca. Alte câteva mașini au fost luate la ochi de oamenii legii care fac acum cercetări. Sâmbătă dimineața, în jurul orei 7, un participant la trafic ne-a sunat pe mine și mi-a spus că la groapa lui Nicovală, sub Releu, sunt două furgonete. Furgonete care încarcă piatră din gablioane. Gablioanele știți ce sunt? Acele zidurile din piatră cu plasă, ziduri de protecție pe marginea drumului. Sigur că noi deja avem activat, să-i spunem așa, comandamentul de iarnă de săptămâna trecută. Au fost surprinși deja pe în drum, încărcaseră, fotografiați, filmați, opriți de către polițiști. Zona a fost imediat protejată de către zona din munte, de către jandar, și au început măsurile specifice muncii de poliție în aceste cazuri. Șeful de la drumuri, Ion Tudor, susține că prin faptele comise s-a atentat la siguranța pe drumul public. Au furat piatra, dar nu fapta în sine că au furat piatra. Este gravă. Este foarte grav faptul că au distrus elemente de siguranță ale drumului. Gablioanele, și nu numai gablioanele, au și săpat în spatele gablioanele, protejați de aceste gablioane, au făcut niște gropi în spate, de unde au scos piatră. Deci au scos mai multă. Noaptea e lună plină, vedeau probabil, dimineața au întârziat un pic și ghinionul a fost că noi am surprins. Tudor dezvăluie că mai sunt și câteva grupuri din zona Novaci care practică astfel de hoții, însă nu afectează traficul în zonă.